Petrolul atunci când trebuie să găsească goluri. Matei Ilie cu o minge lungă în față la bătaie pentru Michael. Nigerianul rămâne pe picioare. Centrare, gol! Ciprian Deac! Minutul 90 plus 4. Incredibil cât de mult au greșit fundașii Petrolului la această fază. Un singur jucător al gazdelor era cu Peter Michael. A căzut, l-a lăsat liber pe nigerian. Acesta a putut să facă ce a dorit mai departe. Și a venit și Ciprian Deac nemarcat. Liniștit Adi Mutu. Ciprian Deac marchează al doilea său gol din acest sezon. Tot în deplasare, pe primul l-a marcat în Giulești. Este însă un al doilea meci foarte bun pentru decarul CFR-ului. Trei asisturi împotriva voluntariului etapa trecută. Acum dă un gol probabil de 3 puncte. Și mulțumește celui care i-a oferit pasa decisivă. Iată apărarea Petrolului la această fază. Paul Pap este acolo. Michael a dat gol, acum dă pasă de gol. Extraordinar. Uluitor ce se întâmplă în careul mic al lui Zima. Nici o șansă pentru portarul Petrolului. Etapa trecută la golul lui Michael, pasa a venit chiar de la Deac. Acum îi întoarce favoarea atacantul nigerian. 2-1 în prelungiri. Uneori e nevoie și de noroc. Haideți să vedem dacă nu se consideră faul la Pap, mă gândesc. Da. Asta cere Paul Pap. Și Michael era cu spatele la el, urmărea balonul, nu a avut nicio intenție de faul, nu. Dacă mă întreb, nici nu înțeleg de ce a căzut Paul Pap la acea fază. Pe asta încearcă să explice lui Radu Petrescu. Da, nu, e gol valabil. Niciun fel de discuție. Minutul 90 plus 4, cel în care ia. Cred că s-a aruncat după minge, și-a făcut bine pași. Avem emisiuni de analiză fazelor după fiecare partidă din Superliga. Nu, degeaba strigă hoții fanii Petrolului, că nu e cazul de furăciune. Hanca îi cere ceva lui Petrescu, ia și un galben, dacă tot e prin zonă.